Deci acum intrăm pe strada Șelari. Hai că pe aici e mai plin, e mai mult. Și celebrul Ghiros, unde mănânc destul de des. Și de pe strada Șelari văd loc pe la terase. E destul de multă lume. Nu e chiar pustit, cum ziceam. Frig pentru ieși pe terasă. Te zic picioarele prin piatra asta cubică pe aici. Bă, dar e costiu. Totuși era acolo la intersecția Șelari cu Livscanii la ceva, mai să vedem cum e pe Zmoldan. Acum intrăm pe Zordan. Suntem în Țângăi Baun. Mamă, nici pe aici nu-i multă lume. În dreapta nu-i nimic. La vincul de aici nu-i nimeni. Costiu. Probabil că mai pe seara o să fie mai multă lume. Pentru cum era centru vechi odată. Dar mă simt și-o băgat în seamă că nu face lumea cu mâna. În stânga e Fredo, probabil cel mai bun club din centru vechi. Și cred că e cea mai multă lume dintre toate cluburile aici și la Baun, nici am văzut. Thank you.
Oi, frate, dar ce pustiu e pe aici, față de cum era odată pe vremea asta. Pe canul trecut pe vremea asta era mult mai aglomerat. Nu mai e ce-a fost odată. Aici pare mai aglomerat, mai multă lume. Mai vorbi la telefon?